Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi vom căuta înțelesul termenului în principiu. Asta este bătaia de cap pe care ne-a lăsat-o premierul Olandei, Mark Rutte, într-o vizită în România. El spune că, în principiu, țara lui nu este împotrivă ca România să intre în Schengen, dar că trebuie să îndeplinim toate condițiile. Treaba e că România a cam îndeplinit condiții pe hârtie, cu realitatea stăm mai prost. Și hai să vedem despre ce vorbim. De ani buni, România și Bulgaria se chinuie să intre în spațiul Schengen. Ce-i, domnule, Schengenul ăsta? Ce vrem, de fapt? E un spațiu format din 26 de state, nu toate din Uniunea Europeană, atenție, în care se circulă virtual fără granițe. Adică nu mai prezinți documente la frontieră între țările respective. De ce e de bine asta? Pentru că putem circula fără opreliști, în vămi și câștigăm timp, dar mai ales pentru că produsele pot circula între aceste state fără pierdere de timp. Câștigul economic este uriaș pentru statele membre. Circulația oamenilor, bunurilor și banilor, făcută cu ușurință, stimulează economiile locale și toate astea dau naștere la afaceri fără complicații birocratice majore. Adică poți să ai afaceri între, știu eu, România și Ungaria, dezvoltate în ambele țări și totul să se desfășoare ca într-o singură țară. De la intrarea sa în Uniunea Europeană, România a fost pusă pe coș de nucă la acest subiect. Nu a avut voie în Schengen din două motive. Primul a fost că trebuie să ne securizăm granițele. Fără granițe interne între statele membre, frontiera României trebuie să apere toată Uniunea Europeană. Așa că am cumpărat aparatură, radare, am angajat oameni, îi plătim binișor și acum la trasul liniei pare că pe hârtie am făcut treaba asta. Dar doar pe hârtie. Căci contrabanda cu țigări, cu legume și fructe, traficul de droguri și de persoane este înfloritor în România. În realitate, de multe ori suntem ciuruiți de corupție la graniță. Și aici ajungem la al doilea motiv pentru care europenii ne-au zis, bă, nu intrați aici în Schengen. Al doilea motiv, invocat în trecut de state precum Franța, Germania sau Olanda, e că România are o doză enormă de corupție și prea nesigură ca să apere Europa. Așa că a fost invocată slaba justiție din România. Culmea e că și aici am făcut eforturi în unele perioade, am dat bătălii ca societate, am mai îmbunătățit și acum în ultima vreme dăm iarăși înapoi. Bine. Mulți europeni ne vor însă acum în Schengen, chiar și așa, cu excepția Olandei. Ce s-a schimbat însă de brusc zilele astea? Vorbim despre intrarea în Schengen și chiar credem că suntem aproape de intrarea în Schengen. Două lucruri. Odată, suntem un partener bun în războiul contra Ucrainei, pe la noi trec arme, combustibili, informații și tot pe aici trece grâul european sau camioane cu grâul european, ca grâul ucrainean care ar trebui să meargă în Europa. Și cam stau la coz. Al doilea motiv pentru care lumea ne iubește brusc este că avem gaz și toată Europa ne privește mai cu atenție, căci politica are și compromisuri, are și târguri de genul acesta. Una peste alta, în stilul nostru târș-grăpiș, europenii vor să ne bage în Schengen, căci interesul e mai mare decât pagubele pe care putem să le provocăm. Dar adevărata întrebare pe care eu vă adresez astăzi este, măi, oameni buni, da, chiar merităm așa, cu sinceritate. Merităm, poate merităm și nu vor olandezi ăștia pe nedrept cuvânt, să spun așa. Așadar, 0372069599. Îl repet, 0372069599. Puteți să ne sunați și dacă sunteți din Olanda, să faceți lumină. Merită România să intre în Schengen? Da, am făcut tot ce trebuie. Este tratată România ca partener egal de aliații săi europeni în această situație? Și de ce Olanda se opune de ani bune acestei aderări? Cu ce le-am greșit noi oamenilor ăstora? Ajutați-ne să înțelegem chestiunea asta. 0372069599. Emisiunea asta e și pe Facebook. La Europa FM astăzi vorbește întâi Daniel. Salutare, bine ai venit la noi. Salutare, Cătălin. Mă bucur să revin la tine în emisiune. Cred că ar trebui să facem o discuție separată, întâi despre noi
și apoi despre Uniunea Europeană și Olanda ca problemă separată. Ca așa pare în momentul de fapt. Olanda o problemă separată de restul Uniunii Europene. Vreau să spun că vorbesc în calitate de soț al unui ofițer de marină comercială timp de 7 ani de zile. Ca să încep cu Olanda, în primul și în primul rând. Olanda, acest în principiu, ține de aș face puțin calculele. Dacă e bine să ne lase în spațiu Schengen și să piardă din traficul, mai ales al vaselor asiatice care pot intra în spațiu Schengen prin Constanța și în Rotterdam, că mulți nu au idee ce înseamnă asta, ca fapt divers, ca să traversezi canalul Panama cu un vas de containere 11.000, te costă $1,000,000. Ca idee. Panama sau Suez? Că... Canalul Panama. Păi canalul Panama e în partea aia, altă, la american, n-are treabă cu Schengen. Eu am dat un exemplu ca să înțelegem despre ce costuri vorbim la nivel de navigație. Mm-hmm. În momentul în care Olanda pierde niște trafic în portul Rotterdam, că e cel mai important de la ei, România fiind primită în spațiu Schengen, vă dați seama că are de câștigat, pentru că toată Asia nu va mai traversa toată Mediterana și va intra prin Constanța, că... în mare. Dar cum am venit noi cu mitul ăsta brusc? Primul telefon are mitul portului Rotterdam. Păi cum să pot compara? Cum să pot compara cele două porturi? Adică în materie de ce? De trafic, de nave, de suprafață? Deci ai văzut imaginile de la televizor din portul Constanța? Nu sunt linii de tren, nu poate ajunge grâul din Ucraina în portul Constanța. Și după ce duci tu vase în portul Constanța, pe unde le scoți cu camioanele, măi, om bun? Unde le duci cu camioanele? Eu știu ce spui, Cătălin, și înțeleg punctul ăsta de vedere, însă ei, atâta timp cât pierd vase, își fac calculul în dreptul lor. Iar acest, în principiu, cred că ține de costuri la Olanda și nu de altceva. În ce ne privește pe noi, pentru că, îți fac o mențiune, am prieteni în Olanda, și să nu trăiască cineva cu impresia că la ei nu e corupție, că la ei nu e trafic de diverse. Mai dau un exemplu. Am fost o vară în Spania, Salvamar. Să știți că la ei corupția există, dar e voalată. Dacă intermediezi o afacere, ți se dă regalul, cum spun spaniolii, un weekend la, nu știu, Dubai, exemplu. Adică e fiscalizată și e la vedere, da? Când noi vorbim mult prost despre corupție, o și facem de la nivelul cel mai mic până sus și e și la vedere pentru absolut toată lumea. Asta e marea problema noastră, din punctul meu de vedere. Dar în toate statele există aceleași probleme. Poate nu la același nivel. Dacă vorbim de infrastructură, nu putem discuta, pentru că România stă foarte bine la infrastructură. Că mai avem probleme și alții au. Dar dacă infrastructură, ce fel de Polonia, infrastructură? Infrastructura vamală, la asta mă refer. Acolo pe unde intră... Da. Exact, da. Exact. De unde acolo... putem verifica totul, stăm foarte bine, chiar dacă noi suntem mai așa mai... Pe hârtie? Și pe hârtie, nu știu acum, și la alții sunt sigur că și la ei stau... Bun. La multe chestii pe hârtie. Da, bine. Nu știu dacă stau chiar la atât de multe chestii prost pe hârtie, dar eu sunt sigur că pe aici intră cele mai multe țigări din Europa, că sunt o grămadă de migranți și că avem cea mai mare contrabandă la legume și la fructe din toată Europa. Deci, păi Cătălin, dar istoria nu ne-a plasat niciodată în altă situație, pentru că noi am fost un scut în istorie tot timpul pentru restul Europei. Ce zici? Ne va primi sau nu ne va primi? Eu sunt ferm convins că ar trebui să ne primească pentru că au și interese, părerea mea. E bine pusă problema, ne vor primi, nu că intrăm noi. Adică mai mult există interesul lor să ne primească decât al nostru în momentul de față să intrăm. Da, mulțumesc tare mult. Există, sigur că există interes, pentru că putem genera bani și destulă securitate și mai mult comerț aici. Asta cu mitul portului Rotterdam, pe mine Constanța mă scoate din portul Duisburg e ceva mai mare decât portul Constanța și ăsta e în Germania, sunt porturi în Croația, în Serbia, unde pot fi duse chestiunile astea. E foarte complicat aici într-o analiză în care portul Constanța ar fi atât de atractiv, poate va dura 10, 15, 20 de ani. Adi, salutare, bine ai venit la noi. Salutare, bine v-am regăsit. Aș vrea să punctez câteva lucruri. În primul rând, cred că intrarea sau neintrarea în Schengen nici nu va soluționa, nici nu va lăsa așa corupția. Adică lucrurile se vor desfășura în continuare. Cei care fac afaceri la nivel mare, conectați la politică, vor lucra în continuare. Și corupția nu era o condiție la semnarea lucrurilor care trebuie îndeplinite. Asta ar fi una la mână. Deci ei vor lucra în continuare. În schimb, dacă vom intra categoric, mediul de afaceri și
chiar și oamenii de rând vor avea foarte mult de câștigat. Da. Corupția nu era, corupția nu era, dar din cauza corupției, vămile noastre sunt ciurite. Adică tu crezi că vămile din România funcționează mai bine decât alea din, nu știu ce să zic, din alte state europene? Eu cred că funcționează la fel, adică am experiența Ungariei, unde călătoream înainte să fie, chiar și înainte de Uniunea Europeană, în care trebuia să dai acei 10, 5 euro, 15 euro de căciulă, și sunt oameni care au mers mult cu autocarul, sigur sunt de acord, la unguri ca să trecem rapid, să nu mai controlăm toate gențile. Deci aici cu siguranță că nu vorbim de egalitate și un refuz n-ar face decât să creeze numai probleme și pentru ei și pentru noi. Și ar da din nou apă la moară euroscepticilor. Ar ieși iarăși niște partide din astea care nu fac decât să arate ce e rău, dar nu vin cu nicio soluție, să urle în gura mare și să... Și pe unii cu siguranță îi vor convinge. Deci eu sper că ne vor primi, pentru că neprimirea ar aduce o mulțime de avantaje și logistice și pentru noi și pentru ei. Da, iar primirea asta nu ar acutiza ceea ce se întâmplă deja, cu siguranță nu ar acutiza. Întrebarea e dacă merităm, că și eu cred că ne vor primi până la urmă, chiar și din discursul olandezului de ieri, cred că ne vor primi. Eu cred că merităm, pentru că acum am lucrat și în afară, lucrez și în țară, în țara asta nu sunt numai hoți și nu trebuie să devină, da, cunosc încă destui oameni corecți care fac afaceri oneste, care au nevoie să miște lucrurile mai rapid și nu e normal să sufere 19 milioane de oameni pentru câteva sute de mii, ca să spun așa. Deci da, eu cred că merităm perdonat. Noi când am pedepsit Rusia cu întreaga sa populație, n-am pedepsit-o tot pentru 1 milion de oameni care conduc și fură țara aia? Nu cred. Nu? Cred că acolo există o susținere foarte mare, mai mare de, cred că e majoritară. Aha. Ok, am înțeles. Eu cred că este majoritară, da. Așa. Mulțumesc pentru explicația asta. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. A produs rumoare săptămâna trecută un discurs al lui Rareș Bogdan. Hai să-l ascultăm un pic pe Rareș Bogdan în Parlamentul European. Ce trebuie să mai facem pentru a fi tratați de la egal la egal și respectați de către toți membrii UE? Să provocăm o criză alimentară la nivel european? Să blocăm la graniță trenurile și sutele de camioane cu cereale care traversează zilnic România pentru a ajunge pe piețele occidentale? În Olanda, Belgia, Franța, Austria, Germania, Italia? Nu ne obligați să jucăm și noi dur. Am fost mult prea eleganți și mult prea tăcuți până acum. Nu suntem mai puțini europeni decât cei din vest. Nu-i trimiteți pe alegătorii români către populiști și eurosceptici. Ce zici, Dănuț? Salutare, bine ai venit la Europa FM. Salut, Cătălin. Pornind de la întrebarea, nu merită. Realitatea o spune, realitatea pe teren, nu merită. Noi dacă vom intra în Schengen, vom intra așa, mereu, la limită, la offside. Dar realitatea pe teren nu e aia. Vom intra pentru că suntem un partener onest în război. Da, trimitem arme, muniții, pe aici toate lucrurile se întâmplă. Nu trimitem nimic. Nu de la noi, suntem zona de trafic. Noi nu trimitem lucrurile alea. Suntem zona de trafic. La noi sunt centre informaționale care apără Ucraina. Pe la noi trece grâul ucrainean către restul lumii. Are nevoie să treacă repede grâul ăsta, nu să stea prin vămi. Și mai e ceva. Să știi că societatea românească a făcut niște eforturi. Astea sunt alea în materie de justiție. Alea care ne dau argumente. Deci astea sunt argumentele pro. Zii tu care e realitatea pe teren și de ce nu. Realitatea pe teren este Rusia, nu a făcut temele acasă, adică, eu văd altfel, e ca și cum ce, și intrarea în Schengen. Eu cred că e ca la un examen, dacă știi și ești bun și ai învățat pe tema aia, nu trebuie să te mai nelogești. A, de domnule, intrăm și noi în Schengen asta. Nu e chiar așa. Noi dacă aveam temele făcute și știam sigur că am atins toate punctele nevralice care sunt în România, nu mai stăteam acum să sară toată opinia publică, haideți domnule, să ce... Mă repet, noi intrăm în Schengen și o să intrăm exact cum face România. Câștigăm la egal, intrăm la offside. Deci cum am făcut în ultimii 30 de ani? De la sport,
de fotbal și așa mai departe. Noi nu intrăm că suntem o țară competentă, competitivă, onestă. Noi intrăm tot timpul că cineva are nevoie de noi. De asta al tău e un nu, adică... Nu merităm. Referitor la întrebare, nu merităm. Dar noi o să intrăm cum am făcut de-a lungul istoriei. Da. La Milogeanu și la Ustea. Mulțumesc mult, am înregistrat acest nu merităm. Dom'le, aș vrea să ne sune cineva din Olanda. Dom'le, sunt oameni care ne ascultă în Olanda. Ia vă rog eu frumos, sunați și explicați-ne ce-i cu olandezii ăștia, că eu nu prea înțeleg ce au cu noi, ce nu le place. Și fiți atenți aici. Am o nedumerire, spune cineva pe WhatsApp. Dacă am intrat în Schengen, ce s-ar întâmpla cu mașinile încărcate cu deșeuri întoarse de către garda de metru înapoi în Ungaria, deșeuri fără acte provenite din țările de vest? Păi ar trebui să facă vama în altă parte, nu la graniță, că acolo e problema. Tot trebuie să vii într-o vamă, tot trebuie să ai niște documente și teoretic ar trebui să intri la groapa de gunoi cu documente și practic poți să faci controle în adâncime cu alte instituții, da? Poți mai ai poliție de frontieră care să lucreze în adâncime? Poți să-i mai ai pe cei de la transporturi? Actele se pot controla. Există sisteme mixte. Daniela, salutare! Bine ai venit la România în direct! Bună ziua! Bună ziua, Daniela! Daniela din Olanda. Ah, din Olanda! Ce bine! Da, ce bine! Da, ce au domnule ăștia cu noi? Ce au cu noi, Daniela? Nu au, domnule, absolut nimic. Nu cred că au nimic cu noi. Ca să încep să vă răspund la întrebarea merităm sau nu merităm, aș începe cu partea pozitivă, pentru că sunt așa foarte pozitivă. Da, domnule, mi-aș dori să intrăm, mi-aș dori ca românii să intre în Schengen, mi-aș dori ca românii să simtă ce bine este să te simți liber, să nu te mai simți în întuneric, să nu te simți controlat. Mi-aș dori ca românii să simtă cum oamenii te privesc în față și au încredere în tine doar dacă te privesc. Acum, întorcându-mă la partea negativă, pentru că eu trăiesc aceste lucruri și aceste sentimente în momentul de față aici. Ca să mă întorc și la partea negativă, de ce nu merită? Nu știu, poate e puțin cam mult spus, nu merită. Dom'le, aici lucrurile sunt ori albe, ori negre. Nu există gri, nu există cale de mijloc. Ori faci, ori nu faci. Iar a face înseamnă a face complet. Ok, înțeleg că avem instituții, am început să creăm instituții, am început să creăm proceduri, am început să creăm tot ce are în România nevoie să bifăm acele criterii. Însă ne lipsește ceva. Ne lipsește responsabilitatea și calitatea oamenilor. Nu vreau să blamez românii în general, însă vreau să vă spun că noi ca și nație trebuie să ne schimbăm. Noi ca și oameni trebuie să ne schimbăm. Trebuie să ne schimbăm modul de a gândi, de a vedea lucrurile, de a vedea că nimeni nu are nimic cu noi. Cum nu are? Pentru că noi vedem o atitudine care ține de ani de zile din Olanda și încerc să mă luminez asupra acestui aspect. Da, vine de ani de zile. Asta înseamnă că de ani de zile noi încercăm să ne schimbăm. Noi încercăm, dar nu reușim. Asta vă spuneam. Trebuie să ne schimbăm abordarea. Să ne schimbăm modalitatea noastră de a ne face cu simț de responsabilitate de asta, treaba pentru care ne plătim. De asta te întreb dacă acolo simți vreo chestiune că ești româncă sau că îți spune cineva sau poate sunt dezbateri în presă. Oh, nu, vă spun, în momentul în care la job mă întreabă oamenii că este o destul de mare criză pe piața muncii și mă întreabă managerii mei: Daniela, nu mai ai vreun român care să vină să lucreze cu noi, împreună cu noi? Nu, românii sunt foarte bine văzuți aici. Și atunci politicienilor care e abordarea? De ce au abordarea asta? Cu siguranță, ei au niște pârghii prin care să măsoare, să vadă dacă lucrurile merg cum trebuie sau nu merg, dacă criteriile acelea sunt îndeplinite, pentru că, așa cum vă spuneam, există alb sau negru, nu există jumătate de drum.
Exact ca la un job. Ai asta, asta, asta și asta, bine, treci mai departe. Dacă nu, ok, aplici mai târziu. Nicio problemă. Când te îmbunătățești, nu am simțit niciodată niciun sentiment de reluctanță din partea lor vis-a-vis de faptul că sunt româncă. Și vă spun, eu nu am impactat, evident, cu politicienii, însă am impactat foarte mult cu instituțiile lor publice, că na, ca fiecare om, avem o casă, avem coduri bancare, avem belasting, avem taxe, impozite. Vă spun, asta face lucrurile cu atât mai interesante. Mulțumesc tare mult, Daniela. Interesantă și poziția președintelui Iohannis, care spunea așa, în felul următor: domnule, nu avem o limită de timp, că ni se pare că facem în grabă. Deci avem doar o obligație de a intra sau un obiectiv național de a intra. Adică domnul Iohannis ne-a dat de înțeles că am mai putea aștepta. Și nu mi-e clar atunci, în condițiile astea, dacă societatea olandeză, cum o simte Daniela, domnule, nu are o problemă cu românii, ba dimpotrivă îi apreciază, care-i povestea cu politicienii lor. Cristian, salutare, bine ai venit la România în direct. Salutare, bine v-am găsit. Cred că poetizăm foarte mult subiectul. Mie mi se pare că lucrurile sunt mult mai simple. Există două direcții. Unul este securizarea granițelor, unde la noi există și un nivel mare de corupție și, în mod clar, ei nu sunt foarte fericiți cu treaba asta, mai ales că noi suntem foarte aproape de granițele cu tot ce înseamnă partea estică Turcia, de unde vin o grămadă de lucruri frumoase, în ghilimele. Și a doua treabă este portul Constanța, care le va face o mare concurență olandezilor prin tot sistemul lor de porturi. Am așa un deci dubiu. Astea două, cred... Am așa un dubiu, am citit atât de multe analize, dar uite, scrie atât pe Google portul Rotterdam, portul Constanța, demistificare sau o chestiune de genul ăsta, și sunt zeci de articole care explică ce diferențe uriașe sunt între cele două porturi, care sunt amenințările actuale, de ce nu suntem cea mai mare concurență pentru ei. Sunt niște analize bazate pe acum. Nu au niște analize cu predicții ce se va întâmpla în viitor. Peste 50 adică, de ani, da. Eu ca și furnizor, da, dacă în Olanda mă costă, să zic, X și în România mă costă X pe 2, cu siguranță în viitor voi alege să-mi expor marfa prin România, chiar dacă infrastructura este cum este. Mm-hmm. Este cum este la pământ, dar poate în 5 ani, în 10 ani, din cauza exporturilor, probabil că se vor schimba anumite lucruri privind infrastructura, privind taxele în... Adică tu zici că Olanda se pregătește pentru peste încă 50 de ani, când România va lua locul Olandei în distribuția containerului. Este un imperiu, ei vor o hegemonie, ca să zic așa. Ei nu o să cedeze, practic. Ei asta au făcut dintotdeauna. Ei au fost un imperiu ca și alte imperiu, ca și Spania. Ei vor să fie numărul unu, ceea ce este normal. Eu îmbrățișez această idee de capitalism. Dar, în același timp, ei nu o să lase, nu știu, să-ți lase din venituri. Ce se întâmplă dacă, nu știu, în 10 ani se transformă complet tot portul Constanța? Poate vine altcineva în România sus și zice, uite mă, eu chiar văd treaba asta. Asta e un lucru pe care pot să-l iau în calcul. Deocamdată mă face să zâmbesc. Camioanele în portul Rotterdam sunt descărcate fără oameni, adică totul este computerizat, da, electronic, da, corect, este o viteză de lucru impecabilă. Oamenii aia nu pierd timpul în port, pleacă pe autostrăzi. Din 2022. Astăzi, nu e ca la noi. Da, poate în 2042, în 2052, România va fi acolo. Asta este problema lor. Că ei nu gândesc pe 5 ani sau poate 10 ani, păi eu gândesc pe mai mult. Dacă îi lăsăm pe aia, ei nu se dezvolta astăzi. Da. Și noi suntem la nivel european cu foarte multe domenii. Dar dacă ne lași în pace, dacă ne dai oxigen. Dar dacă nu ne dai oxigen, nu. Asta s-ar putea să fie oxigen pentru România. România în direct la Europa FM. Am lucrat într-o multinațională alături de colegi olandezi. Nu au nimic cu noi ca oameni, au ce au cu politica din România. Colegii mei olandezi îi criticau și pe francezi și pe englezi când greșeau. Politica românească este de vină, nu cetățenii români, ne spune Nicu, care acum stă în Malta. Gigi, bine ai venit la România în direct. Salut! Bună ziua, dumneavoastră, ascultătorilor! Un antivorbitor înaintea mea, care a vorbit cu noastră, este adevărat. Portul Constanța este un motiv. După ce
vom cumpăra și cele două vapoare cu forță de muncă ieftină. Da. Da. Acum ei deja au venit și mai discută. Pentru cine politic. Nu știe, România cumpără două vase, două fregate, 44 de milioane de euro, asta nu. Dar la ce prețuri și făcute, da. Executate în România. La Damen, da. Forța de muncă, la Galați, cu forța de muncă românească. Am mai făcut noi chestia asta, deci, dar nu e rău. Atenție! Nu e rău, nu e rău că noi nu mai facem nimic. Da. După ce ne-am distrus Europa când am intrat, tot ce am avut noi mai bun, n-am conservat nimic și n-am modernizat nimic, acum normal că vin cu pretenții la noi și să ne mai ia ce mai avem. Aici faceți asta o confuzie, că nu Europa a distrus ce a distrus. Și asta e o confuzie n-am pe care o fac. N-am distrus noi singuri, dar la propunerile lor, că noi totdeauna politicienii... Ascultați-mă un pic. Sunteți într-o confuzie mare și am să vă explic. Nu, dumneavoastră nu mă înțelegeți. Eu sunt mai în vârstă. Așa, și pentru că... Nu poate nimeni să mă contrazică. Deschidit? Păi da, sigur că nu poate să... Deschideți-vă un pic. Unde este metalurgia din Europa? În ce țară este ea acum? Ba unde a fost metalurgia din România? Da, din care... America, da, din Newcastle, da, din Anglia. Vă rog eu, oameni buni, citiți. Oameni buni. Oameni buni, citiți. Ascultă-mă o secundă, Gigi. De la Gămălie până la rachete, noi făceam în România. Da, și unde se fac prietene acum? În ce țară din lume? Acolo unde noi n-am mai fost lăsați să unde? Facem. Unde se fac lucrurile astea? În Europa, în America. În Europa și în America se face oțel. Uite, vii la emisiunea asta. Nu se mai poate face. În Europa și în America nu se mai face oțel cum se făcea pe vremuri. Dăm voie să spun, prietene, îți răspund acum. Bați câmpii. Și asta o spun rar în emisiune. Ascultă-mă un pic. Producția de oțel și din Europa și din America s-a mutat în China, în India și în alte țări ale lumii care pot plăti ieftin acest lucru. Se numește globalizare. De-aia îți spun că nu e vorba de Europa, este vorba de un proces care se cheamă globalizare și fuga marilor industrii acolo unde se găsește mână de lucru ieftină. Vă rog eu, reveniți-vă din miturile astea că a venit Europa și v-a luat ceva. Anglia întreagă, ascultă-mă o secundă, pune mâna și citește, pune mâna și citește. Te las 30 de secunde la final, pune mâna și citește. Rar fac asta în emisiune, să vă pun la punct. Industria de oțel din Anglia a dispărut. Sunt orașe precum Sheffield, care nu mai au niciun fel de oțel. Industria americană de oțel a dispărut. Este una dintre cele mai mari probleme sociale ale Americii. De asta președintele Trump s-a luptat ani de zile ca să aducă tipul ăsta, să-l readucă în industrie. Au dispărut orașe, comunități din toată lumea occidentală, orașe de oțelari care s-au mutat cu tot cu fabrici, cu corporațiile lor, s-au mutat în țările asiatice. Pentru că voi câștigați mult mai mulți bani decât banii pe care iau un chinez ca să facă același lucru. Asta e diferența. Nu e vorba de Europa. Nu e vorba de Europa aici. Este vorba că noi, România, de la Revoluție încoace, nu am știut să conservăm nimic și să modernizăm, nu trebuia mai mult, să modernizăm ce aveam și puteam să ne mai menținem niște exporturi, mai mult decât atât. Noi totdeauna am așteptat să ni se spună de afară ce trebuie să facem în țara noastră. Nu ne-am putut să luăm hotărâri. Uitați-vă de la toată economia națională și agricultură și tot. În ce hal a ajuns în România și în ce hal era și cum era până în Revoluție. Că eu agricultura din România? Pozit. Agricultura din România produce de câteva ori mai mult decât agricultura dinainte de comunism. Și 40% din suprafața arabilă nu e folosită. Da, și nu e folosită. Deci gândiți-vă că în condițiile astea și produce mai mult decât agricultura din comunism. Și atunci de ce ne impun prețuri și noi pe un kilogram de zahăr dăm 20 de lei? De ce s-a distrus toate fabricile de zahăr din țară? A mai rămas una? Da, de ce? Aici pot să discut. Dar de ce nu vor investitorii români să facă fabrici de zahăr în România? Păi cu ce să te ajute banca? Că eu am firmă din 94 și n-am putut să iau niciun credit în bancă. Aici îți dau dreptate. Mă termina. Aici îți dau dreptate. Dar răspunsul este același. Se numește globalizare și apariția unor jucători imenși cu care toate statele lumii au probleme. În materie de agricultură,
lucrurile sunt decise de 3-4 corporații agricole imense din lumea asta, care controlează fluxuri de materiale și producții, și întreaga luptă a Europei este să susțină producătorii mici. Atenție, că Uniunea Europeană luptă pentru tipul ăsta de producători mici, cu ferme și în țara noastră producători mici cu ce sunt ajutați? Ca să poată să producă și măcar pentru țara noastră, nu să mai aducem de toate supermarketurile. De subvenția? Hai, uite, o să sune oamenii din agricultură, mulțumesc tare mult. Deci oamenii, o să sune oamenii din agricultură pe bune. Deci intră milioane de euro subvenție în agricultură, serios. Nu mai trăiți în mituri, vă rog frumos. Nu mai trăiți în mituri, că nu de aici încep problemele noastre. Intră România, în România, bani pentru agricultură cu ghiotura. V-am făcut emisiune specială despre asta și v-au sunat oameni care au spus au luat 300 de mii, 1 milion de euro, care au hectare mai multe, iau mai mult. Râd acum mari întreprinzători de noi când aud emisiunea asta. Păi cine are în arendă câteva zeci de mii de hectare încasează subvenție de-l doare capul? Mircea, salut! Ești la România în direct. Salutare, Cătălin! Salutare tuturor ascultătorilor! Întâmplător chiar activez în domeniul agricol și ca și observație pot să spun că cel puțin pe partea de legume și fructe, subvenționarea producției nu este făcută la același nivel cu ceea ce se întâmplă în Europa de Vest. De acord! De acord! De aici și lipsa, de aici și lipsa noastră de competitivitate. Și aș putea, dacă ar fi să fac un pariu, că dacă mâine am elimina aceste subvenții, cel puțin la nivel de legume și fructe, să le eliminăm complet și să rămânem strict pe competitivitatea fiecărui stat în parte, cred că poziția noastră n-ar mai fi atât de jos, îmi permite eu să spun. Doar din observațiile și experiența mea. Adică ai putea concura, da. Pentru că statele tind să-și ajute agricultorii. Da, deci da? Nu le acuz. Acuz da. Lipsa de ipocrizie. Acuz ipocrizia acestor lucruri. Și da, din aici... punctul meu de vedere, declarația premierului Olandei la noi în țară a fost una politică corect. Nici așa și nici așa. Adică n-a zis nu în România. Da, n-a spus-o. Probabil că, într-adevăr, vor fi niște calcule. Iar dacă acest calcul va fi pozitiv pentru un grup de, probabil că da, ne vor spune, haideți și voi, de meritat, din punctul meu de vedere, nu merităm. Nu avem o clasă politică care să reprezinte statul ăsta cu demnitate și cu asumare. Da, domnule, ăștia suntem, asta putem să oferim, cu ăștia stați de vorbă și ceea ce ne asumăm și facem. Cine să ne reprezinte? Cine? Că facem noi câteodată câte o declarație din asta extrem de naționalistă și populistă prin Parlamentul European. Ați văzut replica unui eurodeputat german. Da? L-am văzut și am văzut și interviul ulterior în care și-a cerut scuze și ce a zis domnul deputat, că până la urmă a zis niște lucruri pe care le zicem și noi. Stai că l-am pe aici. Le spunem și noi, dar aici vorbesc. Deci nu e vorba că merităm. Nu, din punctul meu de vedere, nu merităm. Olanda este un stat atât de performant, cu niște oameni atât de profesioniști, încât diferența din orice punct de vedere dintre noi și ei nu cred că ne lasă să ne comparăm. Nu, pentru un anumit nivel, nu cred. Din punct de vedere agricol, nu putem compara. E țara care exportă valoare adăugată extrem, extrem de mare la nivel genetic, la nivel de inputuri, la nivel de orice. O țară care are o producție agricolă realizată sub nivelul mării. Adică extrem, extrem de performantă. Și atunci... Sunt niște oameni... Îmi cer scuze. Ce crezi că se va întâmpla în chestiunea asta? Totul va depinde de calculele care vor ieși din această situație. Da? Deocamdată, cele mai multe camioane vin dinspre Europa de Vest către noi. Noi nu suntem vreun mare exponent din punct de vedere al exporturilor. E posibil. Și din câte înțeleg, probabil că va fi extrem de în balanță, va atârna foarte mult acest tranzit al produselor, materiilor ieftine, produselor de bază, în special cerealele din Ucraina, către Europa de Vest. E posibil, cum spun ascultătorii noștri, și aici le dau dreptate, ca în an de zile, odată intrată în Schengen, România să primească oxigen și ca lucrurile să echilibreze mult spus.
Dar noi să creștem, domne, în importanță, da. Să dea bunul Dumnezeu să fie așa. Deznădejdea mea este atât de mare în proprii guvernanți, încât rămân destul de resemnat. Să dea Dumnezeu să mă înșel eu. Nu da. Mai am încredere că putem performa cu fără o reformă pe care nu o văd posibil în viitorul apropiat la nivel de clasă politică. Nu că ei ne reprezintă. Îți mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere. Hai să prelungim un pic emisiunea asta, că sună multă lume și a și rămas multă lume pe linie, că n-am apucat să vorbim cu toții. Iulian, salutare! Bine ai venit la România! Iulian de la Brașov! Iulian de la Brașov, salut! Iulian! Suntem bine? E puțin noros aici? Da? Bine, da. Ok. Așa. Am venit de la Oradea. Am venit de la Oradea, de la Băile Felix. Okay. Am avut câteva zile de concediu, dar vreau să vorbesc și despre spațiul Schengen. Ok, de asta am și sunat. Și întrebarea e așa, domnule, merităm? Adică merităm să ne primească în Schengen? Clar, merităm. Suntem cei mai buni din Europa, vă spun eu. Ok. Vă spun eu că suntem cei mai buni. De ce? Eu am fost și cu de-astea de Schengen făcut pe furici. Nu știu cum e făcut ăștia. Când mi-am luat prima mașină, acum 20 de ani, m-am dus până în Paris. Și m-am făcut de la de Schengen. Nu știu ce înseamnă să-ți facă de la de Schengen. Deci, sincer, nu știu ce... Pașaport. Mi-a făcut. Foarte fain. Schengen. Mm-hmm. Da, și m-am dus o mașină. De asta este în afară. Ok. Discute, cum se spune. Iulian. Eu mă bucur. Da, spuneți. Te rog, răspundem la întrebare. Dacă merităm să intrăm în Schengen? Eu mai am zis, frate, că merităm. De ce? Chiar merităm, de 100 de ori merităm. Pentru că suntem niște oameni excepționali. Românii sunt niște oameni excepționali. Cu excepții. Ok. Tot așa. Cu asta poți să fii de acord. Fac prostii, fac prostii. Dar, în rest, noi suntem oameni deosebiți. Deci, eu, oriunde am fost respectat în toate locurile. Am fost respectat ca român. Deci nu ca, nu știu ce, cetățean în afara Schengen. Mulțumesc mult. Dom'le, nu știu, respectați, nerespectați asta la nivel individual, am impresia că stârnim numai lucruri bune. Dar hai să luăm publicitate. Am zis că prelungim un pic emisiunea asta. Îmi cer scuze față de Cami, dar sper să mă înțeleagă. Relu, Radu sunt acolo. Ne întoarcem în două minute. România în direct la Europa FM. Iubire? Ce e? Voiam să te întreb dacă vrei să cumpărăm ceva pentru casă. Cum? Nu! Ai de iubire! N-avem bani. O să-ți placă! Decorăm, punem flori, un hamac pentru tine, jucării pentru cel mic și... Am zis nu! Iubire, pe hectarul.ro nu-i nicio scumpire. Au super prețuri, multe oferte și putem plăti și în rate. Hai, intră pe hectarul.ro să vezi că au de toate. Hectarul.ro. Repede și ușor, cumperi exact ce-ți dorești de la magazinul la 2 pași de lângă tine. Între 5 și 31 octombrie găsești ingredientele perfecte pentru mesele în familie. Paste Barilla, penne sau fusilli de 500 de grame la 5 lei și 49 de bani. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești și un plus de bucurie pentru familia ta. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil. Prețurile exprimate reprezintă prețuri maxime recomandate. Detalii complete despre ofertă găsești pe www.ladoipași.ro. Pe teren, eu am meciul meu. Acasă, ai și tu meciurile tale. Și crede-mă, știu ce zic. Niciun meci nu e ușor. Cu robinetul care picură, cu faianța care nu-ți mai place și mai știi când te gândeai să-ți faci spa la tine în baie? Oricare ar fi planurile tale, e timpul să te ocupi de ele. Hai că se poate! Câștigă meciul cu baia ta! Acum ai radiator baie scala alb 50 x 120 cm plus accesorii montaj la doar 399 lei. În plus, prin credit BT Direct, cumperi de minimum 4.000 de lei din orice magazin Dedeman și ai rate fixe plus dobânda pe 3 luni înapoi pe card. Dedeman, 30 de ani buni alături de oameni buni! A fost odată Radu, care și-a distrus mașina într-un accident după ce a amețit la volan. Și a amețit la volan pentru că a condus ignorând faptul că are amețeli. Și a ignorat că are amețeli pentru că i s-a părut că nu sunt mare lucru. Așa că nu aștepta. O simplă amețeală poate avea urmări grave. Află mai multe pe vertij.ro și du-te la medic. O campanie Viatris.
Împreună, chiar și joaca e mai bună. Descoperă cele 40 de mini discuri SpongeBob, colecționează-le în album sau în aplicația de jocuri Carrefour SpongeBob și începe joaca! Până pe 16 octombrie primești un pliculeț pentru suc de mere natural Timbark, un litru la 4,89 lei sau două pliculețe SpongeBob pentru drajeuri cu rom și cocos Casali, 300 de grame la 20,99 lei. Carrefour. Bucură-te de casa ta în siguranță. Asigură-te că instalația de utilizare a gazelor naturale este verificată periodic, la maximum 2 ani, și că revizia este făcută la cel mult 10 ani. Sunt operațiuni obligatorice, trebuie derulate de către operatorii economici autorizați ANRE. O campanie de informare susținută de ENGIE România în conformitate cu dispozițiile legale. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. V-am propus să prelungim astăzi pentru că sună lumea mult, e o temă sensibilă, e o temă despre competiția dintre state, despre modul în care ne privesc alții. Suntem pe cale să intrăm în Schengen și probabil că o să ne primească. Schengenul ăsta e un spațiu în care circulăm fără frontiere. E de fapt o gură de oxigen economic, mai ales pentru, cum să zic, pentru companii. Nu-i musai vorba de oamenii care n-o să mai fie verificați. Camioanele alea care trec fără frontieră, fără să mai stea acolo, au de câștigat afacerile din jurul zonelor de frontieră. Au de câștigat, e un trai mai simplu. Dar pentru asta, România trebuie să păzească întreaga Europa, adică să aibă frontieră impenetrabilă la contrabandă, la persoane, la droguri, ceea ce știți că în România e destul de greu. De asta zice Olanda, vă mai sunteți și corupți pe deasupra, nu vă primim. Întrebarea mea a fost dacă merităm să intrăm în Schengenul ăsta, așa cum suntem acum, de ce s-o pun olandezii și cum, dacă suntem tratați ca parteneri egali în toată povestea asta. Relu, salutare, bine ai venit! Bună ziua, curese, domnul Cătălin! Eu am să vă spun direct ce ai, poate că mă doare ce am să vă spun. Și n-aș vrea să spun chestia asta, dar nu merită. Și am să vă spun și motivele. Eu sunt șofer de tir, singur, nu știu. 12 ani de zile am muncit pe comunitate și 6 ani am muncit în Anglia, local. Am avut și firme de transport acolo. Am avut de-a face cu tot felul de oameni, patroni, directori. Și întotdeauna, noi românii, ce spunea așa, întâlnătorul mai dinainte, da, suntem respectați. Dar întotdeauna fiecare țară își pune o întrebare. Dar de ce aveți atât de mulți corupți în țara aia, se referau la politicieni. Deci aveți atât de mulți țigani. Mulți consideră că țara noastră e mai mult de jumătate țigani decât români. Da, deci, ce întrebare e asta? De ce aveți cetățeni în România? Adică, na, aici s-au născut, cum, Doamne, iartă-mă, și oameni, și nu toți... La țigani, da, care fură, nu, da, la țigani. Aici se refereau la hoți. Țigani, zici, da, și tu așa, domnule, de ce aveți hoți? Da, de ce hoții noștri? Păi... hoții noștri, scuză-mă, doar nu erau proști să fure de la săracii din România, s-au dus și ei la bogații din vest, nu? Corect. Și ei, fiecare țară, au burenile lor. Deci nu neapărat România. Numai când noi, în fața lor, dominăm față de alții. Asta este părerea lor. Adică noi sărim mai în ochi cu rouă. Avem... Adică ei se uită la noi, hai, Relule, mă mai auzi? Da. Se uită la noi, da, ca la o nație de hoți. Sau dacă zici, bă, zi niște hoți din, exact, Europa, ăia, da, sunt. Da, da, da. Și pot să vă dau și anumite exemple. De exemplu, un absurd de roaie de mită. Trecea în Vama, toți șoferii, inclusiv colegi de medicamion, dădeau șpagă la Vameș, mașinici, și ascundeau în mașini, nu-mi dau seama. Pentru treaba asta, că eu n-am dat șpagă, m-au ținut vreo 4 ore acolo, până am sunat pe șeful meu și mi-a spus să dau. Ca să vedeți și dumneavoastră ce este vorba. Asta e una. Mă refeream la hoție. Lucram în Danemarca pe trailer. Luam 4.000 de euro salariu. Eram 4 români acolo. Un coleg de-a meu fura motorină și spuneam, bă, dar bani cât i-a băsit, toată era pe vremea aia. Mai pui mâna pe motorină, lasă că scot motorină. Deci, ca vezi, vreau un unde a zis România. Apoi, o altă chestie care mă doar cel mai tare, acolo sus, la sistemul care în Parlamentul României. Fiindcă nu sunt reci, consider. S-a vrut mult de plagiat. Eu urăsc pe ăștia, dar problema este alta. De ce? În ce țară normală, unul care este în Parlament plagiază și mai stă undeva pe acolo. Deci, alta jos de acolo, de pe funcția aia unde era,
strada asta funcție pe acolo, prin apropiere, nu moare de foame. Dar nu i-a făcut nimeni nimic. Când era făcut un dosar penal și dat afară cu toții de acolo, n-am eu puterea să iau de gulă pe fiecare în parte. Tremur când vorbesc, credeți-mă. A fost atunci cu... Iată, în Anglia, deci am vrut să vin pe 10 august atunci. N-am putut să vin, n-am vrut să-mi dea drumul de acolo. Dar în schimb, au plecat colegii de-ai mei. Au venit cu ochiul spart, da, mă rog, nu mai contează. Am fost la coadă pentru domnul Iliescu de două ori în Anglia, de două ori. Am crezut că își face ceva. Pentru domnul Iohannis. Și în fața mea să spună, domnule care a spagiat, afară. Sau să facă, să întâmple ceva în, acolo în sistemul ăla de sus. Vezi, poate de asta și olandezul ăsta, domnul Rutte, a venit și ne-a spus lucrurile astea, știi? Că poate le știe. Înțeleg că domnul Rutte e un om simplu. Vine cu bicicleta, merge prin parc, circulă cu metrou. Da. Poate vede lucrurile astea. Vrei să vin situația care este acum. A, ia, salarul, ia, fac din gură sau cu minte. Da, ce mă bagi pe ăștia? Lasă, bată cap în cap acolo. Dar nu realizează că noi ăștia de jos suferim. Eu sufăr foarte mult. Am stat plecat 18 ani de zile de lângă copiii mei. Ca să-i fac și tână la facultăți. Acum sunt mândru de ei. Dar am 56 de ani, gândiți-vă puțin. N-am avut parte 30 de ani să mă bucur de țara asta care o vreau democrată. N-am avut parte, nici cred că o să am parte, nu o să am timp. Deja, nu se schimbă nimic, nicio lege, dar legea se facă pentru ei. Domnule, noi. Aici e adevărat, mulțumesc tare mult, dar e adevărat parțial. Cineva spune așa, primirea României în Schengen va fi cel mai probabil asemănătoare cu promovarea unui corigen nepregătit de către un profesor care se grăbește să meargă în concediul de vară. Absolut nemeritorie, dar cumva utilă. Eu utilitatea o înțeleg. O înțeleg. România a dus în Schengen, vorba lui Rareș Bogdan, domnule, măcar mai tăiem din euroscepticismul ăsta. Eu o să mai spun oamenii, hai bă, că iar ne tratează în mod diferit. Dar s-ar putea să ne trateze în realitate diferit pentru că suntem diferiți. Uite ce descria omul ăsta. Radu, salutare, tu cum ne vezi? Bună ziua, Cătălin. Salut și pe ascultătorii Europa FM. Ca să rămân tot într-o comparație dintre asta, zice că dacă România va intra în Schengen, va intra precum echipa națională de fotbal în, eu știu, finale, în competiții. Adică nu atât pentru meritele pe care le are, cât pentru rezultatele pe care le fac alții. Și acum intru în zona mai serioasă. Eu cred că nu merităm și chiar mi-aș dori să nu intrăm și am să dau argumente. Nu merităm pentru că condițiile tehnice, în primul rând, lăsăm politica la o parte, condițiile tehnice sigur nu sunt îndeplinite. Dacă ne uităm la investigațiile jurnalistice, am văzut chiar weekendul trecut, cred că la... A record, zi, acolo că... Statul degeaba, record, da. Și mai departe, cum Vama de la Constanța n-are un laborator pentru analiza produselor alimentare care vin din import, cum, și aici am să-i răspund puțin primului ascultător care ne dă niște argumente cu canalul Suez, Panama și mai departe, cât timp se economisește, analiza unui, să zicem, vapor care aduce citrice în România, ori se face și durează 21 de zile, după cum spun oamenii de acolo și specialiștii și așa, pentru că laboratorii la București și așa mai departe, ori nu se face, probabil. Deci, în primul rând, la Constanța nu avem. Am văzut atâta dezinteres. Mă întreb ce-o fi crezut din ministrul Olandei când a văzut, dacă a văzut, cele 700 de vagoane abandonate pe kilometri de linie de cale ferată care... Ăsta cu portul Constanța, care va dobărâ portul Rotterdam, e un mit atât de bine înțelenit. Știu unde a mai fost folosit el, că nu-i prima dată când discutăm astăzi. Ni s-a mai spus, domnule, n-avem autostrăzi, pentru că olandezii se tem de portul Constanța, că dacă am avea autostrăzi, acolo din portul Constanța o să vină multe vapoare și dobărâm pe olandezi. Deci, dar, pun un dar. Da, Olanda poate să gândește peste 50 de ani, că nu vom sta nici noi degeaba, nu? Mă gândesc, Radu, adică mă gândesc că poate mai învățăm să muncim, îi mai dăm deoparte pe hoți, pe golani, poate la un moment dat cineva cu treabă o să ia portul ăsta. Nu prea sunt optimist. Deci, hai să, rămânând în domeniul ăsta, vamal și controlul frontierelor, care este probabil cea mai importantă condiție tehnică. Avem, știi, 15 scanere de 11 ani, da. Nu au fost folosite. Da, scanere care ne-ar fi ajutat
să nu mai vedem de la Giurgiu, de exemplu, să nu mai vedem cozile de kilometri de camioane. Vara asta am trecut de două ori dus întors pe la Giurgiu. Sunt kilometri de camioane și poliția e implicată să-i mai oprească prin nu știu ce localități. Asta știe toată lumea. Deci, clar, avem niște scanere pe care nu le folosim. Ne-au venit aproape gratis. Au fost tot așa o subvenție europeană pentru întărirea frontierelor. N-am făcut nimic. Am fost în vara asta într-un service cu mașina unde am găsit 20 de autoturisme de teren ultra scumpe și broncoase care așteptau acolo să fie revopsite în culori khaki. Erau ale vămii române. 3 luni de zile așteaptă în același serviciu. Sunt convins că nici serviciul nu-i convine să le parcheze acolo. E un total dezinteres. Deci dacă e să proiectăm ce se întâmplă peste 20 de ani, peste ce să vorbim de 50 de ani? Nu. Aici nu sunt neapărat de acord cu tine. Ce putem face? Pentru că nu e posibil să rămânem în loc. Vin și alte generații, poate să termină Dumnezeule odată și hoția asta. Da, și eu cred că Rute ne pedepsește pentru o imagine foarte proastă pe care o și întreținem. Adică, în mod clar. Hai să mai dau un argument. Te rog. Rute a vorbit și de MCV și de justiție. Da? Despre justiția românească, ce putem să spunem? Deci, ne știe deja o lume întreagă. Dosarul Țăndărei, parcă se numește, nu? Au fost depistați, identificați, dovediți o rețea de care făceau trafic de persoane în Anglia, da. În UK, da. Bun. Au fost trimiși în țară, arestați, trimiși în țară, cu probe, cu tot ce trebuie. Ce a făcut justiția română? Le-a dat drum. Au mutat de la un tribunal altul și le-a dat drum. Acum, imaginați-vă că, eu știu, un armator sau un așa, vine în portul Constanța și are un litigiu. Păi, ce încredere are el că în viața asta îi va fi rezolvat litigiul? Îți dau dreptate. Imaginea pe care o descrii, aia e. Și îți mulțumesc, Radu. Problema este însă în altă parte. În acest moment, din rațiuni economice, militare și sociale, România trebuie primită în acest club. Știu că sună prost. Poate nu e meritul nostru. Nu ne-am făcut treaba. Dar cum scrie cineva aici, oameni buni, merităm pentru că cetățenii onești nu pot fi judecați și pedepsiți pentru faptele netrebnicilor. Dacă vom fi acceptați, poate cumva vom fi constrânși să aplicăm mai bine legile, care ne-ar putea schimba în bine. Deci ăsta un punct de vedere. Nu-i total adevărat. Pentru că și noi am pedepsit pe rușii onești, de exemplu. Iosif, salutare! Nu. Iosif? România merită să intre în Schengen, deoarece cu îndeplinim condițiile de la aderare. Acum, logic, noi ca obiectiv să avem să nu fie granți între frați. mai important ca Schengen. Între frații din Moldova, din păcate acolo va fi o granță. Nu neapărat strășită. Moldova, și din Coldinistru, și în Pocuția, și Maramureșul istoric, și în Timoc, și în Banatul de Vest, Crișana de Vest. Să știi că accept acest argument al tău că România trebuie să-și recupereze și influența, dar și teritoriile în măsura în care se poate. Acum, la 21 octombrie 1917, 105 ani, când o cerut Transnistria în unirea cu Basarabia implicit România. Tu de acolo ne suni, din Transnistria? Nu, din Suceava. Din Suceava. Mi s-a părut că la Congresul Stașilor Moldoveni de la Chișinău pe 21 octombrie a luat cuvântul Tomaș Albă, român din stânga Nistrului, și cerut unirea. Și basarabienii au abandonat, i-au lăsat cu doamne. Da. Nu știu dacă mai putem rezolva chestiunea asta. Cel puțin cu Transnistria va fi al naibii de dificil. Mereu va fi un cal troian acolo. Dar ce putem rezolva cu Moldova? Iosif, pune o concluzie. Zici că merităm. Rămânem cu vorba asta. Merită pentru că am îndeplinit condițiile și putem circula dintr-un loc în altul, ușor. Da, asta e deziderat. Mulțumesc tare mult! Nu știu dacă am îndeplinit condițiile astea. Le îndeplinim pe hârtie. Probabil că acolo scriptic scrie că avem radare, draci, laci. Avem cea mai mare contrabandă cu țigări din Europa, cu legume și fructe la fel. Avem trafic de droguri care trece prin România cum nu trece prin alte părți. Avem trafic de persoane, avem mult trafic de persoane. România nu e cu totul pregătită, dar România a făcut eforturi. Și eu știu că astăzi v-am propus o dezbatere grea. Din ce punct de vedere? Pentru că e o dezbatere legată de competiția între state. Statele, chiar membre ale aceleiași uniuni, nu sunt frățești, nu sunt prietene, sunt state în competiție.
în mod evident că pe anumite paliere pe care le înțelegem mai mult sau mai puțin, Olanda e într-o competiție cu România și are ceva de pierdut pe termen lung dacă România se poate crește economic. Este evident acest lucru. Pe de altă parte, România progresează mult prea încet ca să fie o amenințare serioasă pentru aceste state. Și e o dezbatere grea pentru că ne pune să ne uităm la noi, la hibele noastre, da? La hibele noastre față de hibele lor. Asta e foarte greu să vorbești despre lucrurile astea. Am și eu o concluzie aici. Nu cred că merităm cu totul. Nu cred că merităm cu totul. Nu cred că ne-am făcut temele. Nu cred nici că noile legi ale justiției corespund dezideratelor pe care oamenii aceștia le vor. Dar mai grav decât atât, mi-e teamă că politicienii români nu cred cu totul în asta. Mi-e teamă de rețelele lor de corupție. Mi-e teamă de rețelele lor de corupție din vămi, mi-e teamă de mafia asta politico-administrativă care nu vrea să dispară granița asta de vest pentru că de acolo se trag foarte mulți bani. Mi-e teamă că ei își doresc să fie, un fel de mafioți politici din ăștia de-a lungul timpului, să fie corupți în continuare, dar să fie și cu fundul în luntrea asta care e foarte frumoasă, luntrea europeană. De asta mi-e teamă cel mai tare. Și mi-e teamă că de foarte multe ori, noi ca cetățeni sunt simpli, suntem supuși așa unor jocuri de onglinzi, de mărgele și ni se vând tot felul de mituri și ne spune, uite bă, din cauza lor ne e greu că ăștia ne-au furat și ne-au luat. Mă, prieteni, hai să ne rezolvăm noi întâi problemele interne, să ne facem curat aici, după care o să spunem, băi, olandezilor, dar voi nu, chiar nu vedeți că ne-am făcut curat? Că acum, serios. Chiar oare n-are dreptate olandezul ăla sau germanul ăla de a zis că aici e corupție? Asta a fost România în direct de astăzi, mai complicată decât de obicei. Vă las cu Cami Chenciu, eu sunt Cătălin Striblea. Mâine sunt la Sibiu. Am un invitat de marcă, scriitorul Radu Vancu. Suntem la Astra Films, la festivalul Astra Films. Dar deocamdată ne oprim aici. Vă spun spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.